Polițiștii Biroului pentru Imigrări Suceava împreună cu polițiștii de frontieră au efectuat o acțiune pentru combaterea șederii ilegale a străinilor în județul Suceava. Astfel au depistat la o societate comercială de transporturi de marfă un bărbat de origine ucraineană care muncea fără forme legale. Polițiștii au constatat în urma verificărilor că cetățeanul străin a intrat legal în România pe bază de pașaport, dar nu a respectat scopul declarat la intrarea în țară. Cetățeanul ucrainean a fost returnat sub escortă și a primit interdicție pentru a intra în România pe o perioadă de 6 luni.